Felicitări, Andrei, ești portarul lunii, cum te simți? Bună seara, mă simt foarte fericit, recunoscător pentru acest premiu, neașteptat pe de altă parte, și mă simt foarte bine, mai ales de alături de colegii mei. Mă simt foarte fericit și împlinit pe de altă parte că am reușit această performanță la Victory Cup. Cât de mult îți ajuți colegii din poartă? Îmi place să fiu destul de modest în timpul liber. De principiu, ce îmi spun ei, undeva la 50%, este vorba de mine, și 50% ei. Până la urmă suntem o echipă, toți contăm și pentru trofeul meu și pentru rezultatele din campionat și de asta mă bucur că fac parte dintr-o echipă atât de unită și bună. Care e secretul vostru? Nu cred că există secrete, așa cum a spus Raul Costin în interviul trecut. Este vorba strict de concentrare, determinare și poate și un pic gram de noroc. Ce target aveți în continuare la Victory Cup? Am văzut în clasament, Lazio sunt puțin departe față de noi. În momentul acesta, targetul nostru și al meu cel puțin este locul 2. Locul 2, să fim acolo sus, suntem o surpriză plăcută pentru acest campionat, având în vedere că am promovat acest an. Și vreau să fim acolo sus, să ne știe lumea de frică. Când erai puști și ieșeai în fața blocului, ce scria pe tricoul tău sau cine îți plăcea să fii? Nu am avut un idol, doar că îmi place foarte mult când vine vorba de Iker Casillas, poate și acum Ederson, că până la urmă sunt un puști, am 20 de ani, nu e mare diferența de atunci, dar Iker Casillas aș spune că ar fi un mini-idol de-al meu. Întotdeauna în poartă sau și în câmp? Întotdeauna în poartă. Mi-aduc aminte de primul meu antrenament, am făcut pe zgură, m-am aruncat pe acolo și am rămas în poartă de atunci. Nu pot să mă văd altundeva. Care e calitatea ta principală, în opinia ta? În opinia mea, sunt un portar foarte bun pe reflexe și m-am dezvoltat și cu piciorul, mă descurc în orice situație, pot să spun că sunt un portar complet. Ai zis de Iker Casillas, am înțeles. Spune-ne și ce portar român urmărești. Mi-a plăcut extrem de mult când vine vorba de Nițuli de la Sepsi. Este aproape de statura mea, un portar mic, pe reflexe, joc de picior excelent. Deci a spune Nițuli. Ai vreo echipă preferată din România? Cu cine ții? Nu prea îmi place să mă uit la fotbal, sincer să fiu, dar prefer să țin cu FCSB. Dacă ții cu FCSB, înseamnă că ai auzit și de eroul de la Sevilla, de Helmut Ducadam. Ce părere ai despre dânsul? A portat. Îmi dau seama. Aici pot să-mi reamintesc de ce a făcut cu Barcelona. Pe de altă parte, mă bucur că este român și eu că sunt român și că împărțim amândoi poarta și amândoi o apărăm. Tu cum stai la penalturi? Că de el știm. Dacă vorbim de teren mare, stau și acolo bine, dar dacă vorbim de mini-fotbal, de Victory Cup, și aici mă descurc. Ai primit din partea lui Helmut Ducadam, din partea firmei sale, HD86, o pereche de mănuși. Te-ai gândit ce vei face cu ea? Le bagi la joacă? Le pui bine undeva să se vadă în casă? Dacă aș reuși să dau de Helmut Ducadam, i-aș cere o semnătură și aș pune-o în vitrină să fie acolo frumos, un cadou din partea dumnealui. Dacă nu reușesc, cred că o să o bag la bătaie aici, la Victorii.